întotdeauna Magic Weapon și, da, știu că ați citit aici deja Fuck Off Camera. Ideea e că eu am mai luat niște iron, nu pot să spun că e nimic off camera, nu mi-am dat diamante, nu mi-am dat nimic. Dar e urât așa să fac chestii fără să vă arăt și vouă, că doar e o serie de Minecraft și trebuie să vedeți și voi tot ce fac. Ok, deci am mai luat niște iron și practic atât, continuăm cu vânătoarea și chestii. Am făcut rost de destul fier încât să-mi fac armură full și deja am armura full. Îmi permit să-mi fac și o sabie, drăguț, dar mai întâi o să le folosesc pe astea două. Sabia asta o să o păstrez pentru Frost. Nu-i așa că sunt un scump, un drăguț? Ha? Ha? Nu, nu sunt? Hai bă, ce e cu voi? Ok, vom lua astea. Și asta, când doar ne trebuie. Ok. Astea de cățărale avem, le vom avea aici. Crafting-ul și astea aici. Mergem. După emeraldul acela, care era pe aici, pe jos, pe undeva, din ce știu eu. Da, pe aici era. Mai trebuie să facem niște torțe. Au. Rușine să-ți fie. Și am dat, tocmai am dat două hituri puternice. Tare. M-aș duce în armură de gold la aia, doar așa ca să le arăt că am valoare. V-ar surâde ideea? Nu? Hai bă. Un răspuns pozitiv, vreau și eu. Am terminat tot chicken-ul, da, am terminat. Vom mânca catul ăsta. Luăm și gold-ul. Ce aș putea eu să fac cu emeraldele? Mă duc, găsesc un sat și fac trade cu el. Cu el, că da, e doar unul, de-aia am zis asta. Holy shit. Nu să fac eu asta fără să bubuie. Mamă, aruncă fix acolo. Holy mother of fuck. That was awesome! Am supraviețuit. Like a boss, dar apa asta am stricat toate planurile. Yeee, un emerald. Un prim emerald, un prim pas pentru progresul în societate făcut de Magic Weapon, adică Vovo. Mă vedeți voi, sper că am început să filmez, stați doar să verific. V-am spus că filmez cu un program destul de diferit în felul lui. Sper că vă place faptul că am pus și un webcam mai cât de cât Enderman. N-am nicio intenție să-l rănesc. Sunt asaltat de creeperi! Mori! Mori! Răzbunare pentru ce era să pățesc mai devreme, să mor. Să mor explodat de un creeper tâmpit. Așa, mai mult iron, așa luăm de rezervă. Doar așa în caz că nu o să reușim să-i vânăm pe Frost și pe SND. Se poate să dau și greș. Ce știe? Orice este posibil. Dă-te mă. Parcă văd carcașul ăsta mă face să mă uit la Enderman și... A, da pot. Ia mă, hai să te bat. Enderpearl? Nope. Era folositor Enderpearl-ul, fiindcă cu Enderpearl poți să te teleportezi. Adică dacă arunci un Enderpearl, pentru cei care nu știți, mă rog, că eu nu știam când jucam Minecraft în primele mele zile. Așa că poate și voi nu știți, vă spun doar așa. Dacă arunci un Enderpearl cu click dreapta, în locul în care va ateriza Enderpearl-ul, se duce practic ca un ou, ca și când ai arunca un nou. Iar în momentul în care aterizează, tu te teleportezi instant în locul ăla. Și dacă eu, să zicem, asta e tactică de PvP. Să zicem că, spre exemplu, nu știu, mă bat cu Frost și SND și sunt amândoi pe mine și m-au înconjurat, arunc Enderpearl-ul departe de ei și mă teleportez și scap cu viață. Sper. Sper că nu o să fie cazul. Sper că ei nici măcar n-au armură full iron acum.
Bine că ei sunt și doi, le e mai greu să mineze decât îmi este mie. Sunt singur și na. Nivelul 34. Nu știu ce după diamante, dar am minat atât de mult în seria aia de hardcore. Am minat, cred că, 2 ore jumate, 3 în continuu ca să iau toate diamantele alea. Mă rog, nu în continuu, pauze. Dar 2-3 ore jumate irosite minând și știți voi cât de plictisitor este să minezi. Și am mers la dragon și, mă rog, ați văzut voi ce s-a întâmplat. Nu mai are rost să comentăm pe tema asta. Știu și eu că am dat un fail destul de mare pentru... Na, ce Gravel, nimic aici. Apă, nu te vrea nimeni așa că dispare. Ce aș putea să fac eu acum? Aș putea să ies la suprafață, sta să întreb ceva. Doar așa ca întrebare, ca să știu și eu. Ok, deci deocamdată nu. Când începem? Am deja full diamond. Spun și eu așa ca mă rog, că e clar că n-am full diamond. Așa, da, Caterinca. Ok, deci mina asta este fără rost, nu cred că găsim nimic. Trebuie să mergem pe sus, pe acolo, pe unde am omorât enderpearl-ul. Încă un creeper. Combo breaker! Yeah! That's what I like to hear. Ok, deci... Pe aici. Apă nu te vrem, deci dispari. Pe aici doar ne întoarcem în mina cealaltă. Ok. Frost runner road, try to swim in lava to escape sooner. Ai de capul meu, deci eu chiar sunt curios cum o să iasă episoadele ăsta. Cred că se înjura acum de toți morți și răniții posibili. Ai de capul meu. Ei, în loc să facă echipă, Frost runner, try to swim in lava to escape sooner, da. What the fuck, iarbă subterană. Asta nu vezi în fiecare zi și da. Bă, știi ce? Hai după diamante. Da, nu vreau apă în calea mea. Gata. Cam asta a fost cu apa. Yeah. Voi lua diamant doar ca să-mi fac o sabie de diamond? E prioritatea. Armură full diamond nu cred că o să pot să-mi fac. Prea curând, mă rog. Sper tare mult că vă place seria. Vreau să aplaudez chestii cât mai interesante posibil pe canalul meu. Și na, n-am... Oh, lavă. Și da, nimeni n-a mai făcut chestia asta până acum. Și am zis să o începem noi, eu și cu Frost. Deci da, practic, e o nouă serie, un nou început, ceva de genul. Un nou început pentru România și pentru... Na, prostii din alea, știți și voi. Aș putea să-mi fac și pickaxe de iron la cât iron am, dar trebuie să pun furnace-urile. Uite aici pun furnace-urile, le am aici. Și aici crafting. Două bucăți de coal. Jumate aici. Două bucăți de coal, jumate aici. Și mai pot face încă un furnace pentru mâncare. Să gătim și ce ne-a mai rămas din mâncarea asta de aici. Bun, să facem și un chest. Și ne vom apuca de minat. Minat, da. S-ar putea să fac off-camera, eu nu știu, dar... Ce pot să spun? Ar cam ieși în dezechilibru episoadele dacă aș face treaba asta, că Frost și cu Sânădar aplauda și eu n-aș aplauda, deci... Mă rog,
Înțelegeți voi ce vreau să spun. Pun toate chestiile aici, care ar fi cât de cât mai valoroase pe viitor. Dirt. Da, dirt-ul e cel mai valoros dintre toate, bă. Nu v-am spus, deci câte nu puteți faceți cu dirt-ul? Mapa, neapărat nu trebuie să pierd mapa. Asta deja merge la rahaturi. Gunpowder. Ar fi interesant să fac dinamită, să mă joc cu Frost și așa. Sapling nu-mi trebuie, string, de acord, string merge, gravel merge și el că o să fac rost de, oricum o să fac rost de flint. 8 cu 8. Am băgat toate sticurile acolo sau nu mai aveam? Nu mai aveam sticuri. Ok, let the fun begin. Fun, da, fun. Extindem camera asta puțin. Înainte să începem. Scuzați-mă că fac episoadele așa, dar vreau să fie fix de 15 minute. Așa mi-am propus că ele să fie 4 minute. Perfect. Redstone, un prim început pentru... pentru ce? Un prim început pentru experiența mea. Se face XP bun din redstone. Ok, și cred că am extins camera asta destul momentan. Bun. 9 cooked pork chop și un iron rămas. Punem aici. Da, mai extindem. Punem o luminiță. Dacă am găsit o peșteră ar fi perfect, că nu vreau să vedeți cum minez eu diamantele. Piu. Cine ar vrea să vadă asta? E cea mai plictisitoare chestie ever. Ok, deci practic mai săpăm încă un nivel. E interesant, știu, e foarte interesant chestia asta. Vom mânca numai la 4 copănele, să conservăm mâncare, să conservăm mâncare, da, să conservăm mâncare, merge. Și cum vom face noi asta ca să săpăm eficient? Da. Săpăm un pătrat de 2 așa. Cred că deasupra mea e o peșteră. Mi-e cam frică să mă duc acolo. Haide, bă! Mergi! Până not eu la suprafață. Aoleu. Și acum trebuie să vedem. Sunt zombie aici. Nu! 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 Nu creeper! A murit. Bine că am găsit o peșteră aici. Ok, perfect. Așteptăm să se facă mâncarea și vom mânca. Suntem bine la capitolul mâncare, sunt foarte bine. The fuck, epic fail. Și mai trebuie încă o sabie, fiindcă o să mergem în jos. Le-am pregătite aici. Pe locul 3 mai trebuie o lopată. Mâncarea aici, ne organizăm foarte bine, fiindcă na, organizarea în Minecraft este specialitatea mea. Și chiar îmi pare rău că am murit la dragonul ăla, ce pot să spun și eu. Locurile astea pe